bună ziua, sunt Cristian Foghel din platoul Roman 24. Astăzi invitat alături de mine domnul deputat Laurențiu Leoreanu, președinte al PNL Roman. Bine ați venit! Bine v-am găsit, bună ziua! Da, președinte a PNL Roman, prim vicepreședinte a PNL Neamț și vicepreședinte național, birou executiv al Partidului Național Liberal. Om cu putere de decizie și cu influență cu gălețile. Un om care și-a exprimat întotdeauna punctul de vedere, un om care a avut și puterea și forța și verticalitatea să ia decizii și să și le explice oamenilor de ce și cum. Despre de ce ăsta și cum, despre asta vorbim astăzi, da? Că e un, momentul ăsta e un fel de haos politic în Roman. Se apropie cu pași mari alegerile locale, urmează să stabilim un nou primar sau, în fine, un vechi primar, în funcție de ce o să aleagă oamenii, dar în momentul acesta oamenii nu știu ai cui suntem. Ce se întâmplă? Cine candidează? Din partea cui candidează? De ce s-a schimbat? Unde a trecut? Ce s-a promis? Înțelegeți că e așa o confuzie totală. Am să vă explic pentru început câteva lucruri. Să știți că politicul copie bulversarea din societate. Pentru că politicul este un exponent al societății. Ceea ce s-a întâmplat din februarie încoace, pandemia, criza deci pe sănătate, criza economică care a venit, criza în mediul de afaceri, în locurile de muncă, efectiv a reverberat și a transferat și în politică acest lucru. Din păcate, acum, în această perioadă, și pentru politic nu e rău, că se așează apele. Da. Știți că după un cutremur, plăcile tectonice se așează. Așa e acum. Din păcate, mulți oameni politici în acest moment, care ar fi trebuit să fie definiți foarte bine, ori de stânga, ori de dreapta, unii oameni politici au devenit de sens giratoriu. Și aceste lucruri trebuie să limpezească apele în politică. Pentru a limpezi apele în politică, sigur că apar și scenarii și strategii care să ducă la limpezirea apelor în politică. Așa cum e bentonita când o pui în vin, în prima fază tulbură, dar pe urmă sedimentează totul și scoate vinul cristal. Deci mă face să vă întreb, adică trecerea domnului Micu la PSD, PPU face parte dintr-o strategie? Nu, face parte, este un efect al unei strategii. Este un efect a unei strategii pe care noi am adoptat-o. Ați văzut că au fost unele anunțuri și atunci noi am produs cu tremur pentru a se așeza plăcile tectonice. Dar nu v-a fost teamă? Adică eu mă gândesc... În politică, dacă ți-e teamă, nu trebuie să mai intri. Politica presupune minte, presupune curaj, presupune decență, demnitate și onoare, cine o are, da. Și sigur că trebuie să adopți până la urmă niște lucruri cu precizie, dar și cu tărie de chirurg. În momentul când operezi, ai operat, iar rezultatul trebuie să fie unul de succes. Însănătoșirea și dreptul la viață, libertate, exprimare. Ce s-a întâmplat în PNL Neamț în ultima săptămână, aș face eu așa o comparație, poate puțin ciudată, dar sper să nu se supără oamenii pe mine, un fel de Vechiul Testament și Noul Testament. Da? Adică una a zis tatăl și pe urmă a venit fiul și a zis, fiți liniștiți că tata nu știe ce vorbește, faceți cum zic eu. Cine are dreptate pe urmă? Adică președintele filialei județene a PNL Neamț... V-am spus că a fost o strategie. Pentru ca niște lucruri să iasă la lumină. Și au ieșit exact așa cum am preconizat. Din fericire, strategia ne-a ieșit. Adică strategia ne-a ieșit nu dându-ne o satisfacție, dându-ne un rezultat, un efect și noi putând să luăm o decizie. Ați vrut să cerneți puțin partidul? Da. Vă așteptați să mai cadă sită și alte personaje? Da. Nu putem, pentru că face parte din discuții. E firesc și vă respect și întrebarea, dar este de datoria noastră ca în partid să așezăm lucrurile. Dacă vreți să vă spun din capul locului, vă spun că eu nu am plecat și nu voi pleca nicăieri,
Eu am început politica, dacă vreți pot să fac un sumar așa, că vreau să lămuresc lucrurile vis-a-vis de cei care vorbesc de trasei și așa mai departe. Eu am început foarte de tânăr, fiind director de colegiu, am fost invitat să fac parte din partidul PSDR, Partidul Social Democrat a Românilor, condus de lordul politicii românești, Cunescu, dacă vă mai aduceți aminte. Acest partid era un partid de centru, un partid curat, decent, care făcea o politică onestă, demnă. Au luat decizia unii de la vârful partidului, domnul Atanasiu, parcă mi-aduc aminte, după ce domnul Cunescu a ieșit din peisajul vieții politicii și vieții fizice, și a decis să-l unească cu PDSR-ul lui Iliescu de atunci. Așa e, da. S-a unit PSDR-ul cu PDSR-ul și au format PSD-ul. În acel moment eu nu m-am regăsit și după o perioadă scurtă de timp mi-am dat demisia și am ieșit. Am stat o perioadă mai lungă de timp, independent, când, director fiind, inspectorul general de la acea vreme, domnul Vasile Pruteanu, care mi-era și coleg de breaslă, m-a invitat să fac parte dintr-un proiect politic, un partid de centru-dreapta, Partidul Liberal Democrat, al lui Teodor Stolojan. Păi nu, e o trecere așa bruscă de la stânga. Nu, păi a fost partidul Luculescu. Eu acolo am mers, în partidul Luculescu. Cu principii? Nu, cu principii de centru. Și s-a vărsat în PDS, în PSD, în partid de stânga, de unde am plecat. Aha. Adică peștele de apă dulce n-a putut să trăiască în apă sărată. Sunt practic la principiile de bază. Bază. Și atunci, păi era, ce spunea Petre Țuțea, că dacă până la 38 sau 40 de ani n-ai făcut politică de stânga și după 40 de ani nu ți-ai revenit să faci politică de dreapta, înseamnă că ești idiot. Ceva de genul ăsta îl putem cita. Petre Țuțea a folosit cuvântul ăsta destul de des. De des, da, da. El era destul de contundent în exprimare. Dar nu parafrazez aici. Așa a fost lucrurile. Eu nu ascund nimic. Eu spun adevărul. Deci, spuneam, n-am putut să mă obișnuiesc să trăiesc în acea apă, da. Și atunci mi-am luat independența. Datorită unor prieteni și colaboratori, cum a fost și profesorul Vasile Pruteanu și mulți alții cu care am lucrat, cu primarul Gheorghe Ștefan, nu ne dezicem de nimeni, deci, fiecare își asumă viața, greșelile și faptele sale, dar eu nu pot să niciodată să vorbesc urât sau să resping niște oameni cu care am construit în timp. S-a format PLD, un partid de centru-dreapta, care de asemenea a fost un partid foarte ok. Să știți că partidele funcționează mult mai bine, mult mai onest și mult mai demn când sunt mai mici, familii mici. În momentul în care crește numărul, crește și numărul de divergențe, de caractere, diferite educații, instruiri și așa mai departe, care creează reverberații în interior. PLD-ul s-a unit cu PDL-ul și s-a format cu PD-ul și PD-ul. S-a format PDL-ul. Nu m-am transferat în alt partid, deci a fost prin cascadă, da, dintr-una în alta. Iar PDL-ul s-a unit cu PNL-ul și sunt în PNL. Deci eu n-am plecat nicăieri. N-am plecat, n-am de gând să plec. Deci spuneți că nu va... Sunt partea echipei liberale, voi rămâne partea echipei liberale, nu contest că și în interiorul Partidului Național Liberal sunt puncte de vedere diferite, sunt divergențe. Sunt tabere. Nu, e mult spus, tabere. Nu, știți ce pot fi? Pot fi grupuri de opinii separate. Nu vorbim de tabere, pentru că noi nu vorbim de oameni care vor să lovească în alți oameni. Noi vorbim de oameni care susțin o idee, alți oameni care susțin o altă idee și poate fi un concurs de idei, o dezbatere de idei, ceea ce s-a întâmplat. Că uneori aceste dezbateri pot fi și contundente, este adevărat. Da. Este adevărat. Dar e important că dacă reușești, și aici cred că am avut o calitate și în Roman și la județ și la nivel național, poate de asta am fost și apreciat de colegii de la nivel național, pentru că am reușit să aduc o armonie și să chiez un echilibru fiind un bun mediator, să așez lucrurile într-o sintagmă în care să împace și să adune cei mai buni de peste tot la un loc. Așa încât sunt membru al Partidului Național Liberal, deținând aceste poziții la nivel local, județean și național, voi susține Partidul Național Liberal până la capăt. Am o echipă foarte frumoasă, foarte consistentă, competentă și profesionistă în jurul meu. Aici la Roma, înclădită din anii 2007,
da? Vorbim deja de 13 ani, în care oameni din ce în ce mai bine pregătiți, cu competențe diverse au venit. Vreau să vă spun că și în aceste zile am surpriza că oameni importanți din municipiul Roman, care și-au dovedit probitate morală, atitudine de familie foarte serioasă, implicare profesională și competență pe domeniul lor de activitate, au venit către Partidul Național Liberal și îi veți găsi pe lista de consilieri. Deci eu vă spun că vom veni în fața romașcanilor cu cea mai bună, mai profesionistă și competentă listă de consilieri care a existat la vreun partid politic de la Revoluție până în prezent. Efectiv, de data asta n-am ținut cont de niciun partipri. Am ținut cont doar de calitate, diversitate, competență și profesionism. Și veți vedea lista. Și atunci vom vorbi cu toții. Am căutat să acoperim o plajă cât mai largă de oameni din diverse domenii de activitate, oameni care au performat în domeniul lor de a profesionaliza și în același timp oameni care să aibă și un profil moral corect, adică să fie de dincolo de evidențe. Pentru că știți că de-a lungul timpului în Roma, vis-a-vis de anumiți oameni politici sau din conducere, au existat povești, au existat zvonuri. Eu am vrut să vin cu o echipă dincolo de aceste zvonuri, în care să nu vorbim de lucruri care duc către promiscuitate, amatlâncurie, tot felul de chestii, da, de genul ăsta. Am vrut să vin cu o echipă curată, frumoasă, competentă și o voți vedea și sunt de acord într-o altă emisiune să o analizăm când o vom lansa punct cu punct. Haideți să vorbim despre dezamăgirile din cadrul că există. Sigur. Că de aici s-a plecat, da, în toată, da, povestea asta. Sunt convins că v-ați bazat și pe ele, da, și pe orgoliile personale, da? Da? Da. Nu, fără orgolii personale, am zis, da, din greșeală, nu, fără orgolii personale. Eu n-am avut orgolii personale, dar și vă explic. Altora. Da, corect. Dar v-ați bazat pe, presupun, pe ele, pentru că vă cunoașteți oamenii, da? Și anume, sunt convins că v-ați bazat pe faptul că Lucian Micu se va supăra că nu o să-l puneți candidat. Hai să explicăm. Vreți? De ce nu-l puneți, de ce nu l-ați pus candidat? Dar întâi să vă explic despre ce e vorba. Lucian Micu mi-a fost un camarad și un prieten foarte bun. L-ați prezentat mereu niște cuvinte foarte frumoase. Și l-am susținut mereu. Am să vă dau, uite, fac o imprudență controlată și am să vă dau din interior, din casă, niște lucruri. Eu pe Lucian Micu l-am susținut și la bine și la greu. Eu pe Lucian Micu l-am susținut și l-am luat lângă mine. L-am pus director la Aquaserv pe vremea aia, unde mi-am gestionat bine lucrurile. L-am luat viceprimar, camaradul meu, mâna mea dreaptă, unde mi-am gestionat bine lucrurile. L-am adus primar, unde până la un punct mi-am gestionat bine lucrurile. Chiar bine. Am avut niște divergențe de opinii. Da? Dacă vreți, pot să vă dau și câteva. Chestia cu sportul, da, chestia cu stadionul Moldova, am avut niște divergențe ale noastre. Nu am fost omul să mă urc cu picioarele, cum unii cred, tot Leoreanu a fost în spate. Da, Leoreanu a fost în spate ori de câte ori a fost consultat. Eu nu m-am dus în primărie să conduc eu primăria. Am fost consultat, de-aia avem primar. Când am fost consultat, mi-am exprimat opinia. Iar de la București a avut sprijin total. Hai să ne uităm la ultimele rectificări și cele ce au fost dinainte. Iar proiectele din oraș sunt proiectele echipii PNL, pentru că aici am o dovadă foarte clară. Sunt în strategia de dezvoltare a Romanului pe care eu ca primar le-am propus, Consiliul Local cu majoritate PNL le-a votat. Nu-i niciunul altul. Parte dintre ele le-ați preluat de la fostul primar. Care? Nu. De exemplu, nu știu, parcul municipal? Nu, sau... dar nu, eu vorbesc de proiectele care le-am preluat și care se desfășoară astăzi. Aha. Parcul municipal nu mai e în strategia de dezvoltare, că e o lucrare pe care eu am încheiat-o și care am preluat-o începută de la vechiul primar și eu am desăvârșit-o. Okay, da, corect. Ei, dar de proiectele noi, care s-au desfășurat în mandatele mele și în mandatul următor și care sunt în continuare în desfășurare, toate sunt în strategia dezvoltarea municipiului Roman adoptată prin hotărâre de Consiliul Local, când eu eram primar a municipiului, da, cu echipa PNL în spate. Da. Deci sunt proiectele echipei PNL. Scurt. Nu s-a venit cu un alt proiect nou față de ce am creionat noi. De acum vom veni cu proiecte noi. Dar a condus și a mers mai departe cu aceste proiecte. Adică, să nu înțelegeți lucrurile. Adică noi, eu nu vin contondent la adresa domnului Micu. El și-a făcut jobul pentru care a fost ales acolo și pentru care noi, PNL-ul, i-am dat mandat să le ducă mai departe. Da.
A venit momentul acesta legat de incompatibilitate pe care nimeni dintre noi nu l-a dorit. Există o teorie, dacă vreți să vă spun. Eu nu trăiesc nici în energii negaționiste, nici în teorii conspiraționiste. Eu nu trăiesc în chestii de genul ăsta. Eu trăiesc doar în lumină și adevăr. Aici trăiesc eu. Restul că unii își pot da cu părerea, se știe că românul are o foarte mare putere de a-și imagina. Da. Da? Deci nu există niciun fel ca să închidem, nu există niciun fel de activitate subversivă aici. Niciun fel. Deci în momentul... nu a fost lăsat sau chiar împins spre o situație... Nu, nu, pentru că dânsul și-a dorit să facă parte din Consiliul de Administrație a Spitalului. Era împins dacă era... Dar nu erau oameni în primărie era care să era trasat. Probabil oamenii în acel moment, când erau toate aceste legi legate din compatibilitate de discuții, nu erau lucruri foarte clare. Vedeți că și acum se lămuresc prin legislație lucruri care nu sunt foarte clare. Inclusiv și la incompatibilitate, ei sunt lucruri care nu sunt foarte clare. Așa este, da? Deci vedeți că eu sunt corect. Da, într-adevăr, n-au fost foarte atenți și n-au atras atenția. E adevărat? La momentul respectiv, domnul Micu nu era din partidul dumneavoastră, era din UNPR. Da, corect, era din UNPR. Deci, cum ar fi, nu de-al nostru, nu, nu, se na, poate zice, nu? Nu, nu se poate zice. Nu. Nu se poate zice, nu. Adică, nu, chiar nu, eu n-am făcut astfel de lucruri și mai ales față de un camarad și un coleg. Vreau să înțelegeți un lucru, eu chiar am ținut la Lucian Micu, nu numai ca și camarad, ca și prieten, ca și om, ca și oameni legați sufletește prin activități care le-am făcut împreună. Eu nu sunt din capra cu treiez să pun jăratii cu jos covorul deasupra și scaunul de ceară. Eu nu fac din astea. Eu sunt un om, poate uneori chiar prea rigid pe niște principii și nu vreau să cobor niciodată ștacheta. Știți ce vreau să vă spun eu? Dincolo de funcții și de poziții, eu am ținut întotdeauna la demnitate și la onoare și asta nimeni nu poate reproșa. Adică eu mâine, dacă romașcanii nu mai țin cont de cuvântul meu, de opinia mea, eu plec acasă și n-am nicio problemă. Am făcut pentru roman mai mult decât au făcut alții. Oricine s-ar spune și eu spun cu falsă, nu cu falsă modestie. Păi eu vreau să vă spun un singur lucru. Când vine vorba de roman, foarte mulți de colegi, adică spun, bă nebunule, tu care ai vorbit și ai făcut o hidrocentrală pe râu care asigură iluminatul public, e singura din țară care are așa ceva. Noi n-am crezut că e posibil așa ceva. Dom'le, am demonstrat, am făcut. Ce adică toți ceilalți, și asta știți cum spunea și poetul, criticilor mei, sigur că pot critica, sigur că nu sunt perfect. Perfecțiunea a fost la Iisus și nici atunci oamenii n-au știut să o aprecieze. Au fost care l-au condamnat împotriva lui Barabas. Da. Comparativ, da? Deci eu nu cer, dacă ar fi unanimitate, n-ar fi corect. Punctele de vedere critice pot fi constructive și polemica creează progres. Sunt total de acord, dar sunt niște lucruri care sunt în dreptul meu și nu mi le poate lua nimeni. Așa este. Ei, mergând mai departe cu domnul Lucian Micu, am ajuns la starea aceasta de incompatibilitate. Domnul Lucian Micu s-a bătut să-și demonstreze nevinovăția. În toată această luptă am fost lângă el. Așa. Așa. A mers la București, peste tot unde s-a putut. La una din primele două case de avocatură din România. La instituții ale statului care erau abilitate să ne dea informații și mod de acțiune. Peste tot. Deci l-a susținut cât s-a putut de mult. Total, până în ultima secundă. Lăsați-mă să termin, că e important. În momentul în care am văzut că nu este nicio șansă, în momentul în care a intrat în proces la Curtea de Apel, Bacău, da, și a pierdut, a intrat la Înalta Curte pe recurs și a pierdut, a făcut contestație în anulare și a pierdut, a făcut alte acțiuni către AIEP, către ANI, și-a pierdut, pentru că ați văzut asta de la ANI, nu? Da, da, hârtia. Da, publicată ieri. Cred că o am aici, nu? Dacă nu mă înșel, publicată chiar ieri. Ieri, da, ieri. Publicată chiar ieri. Ei, lucrul acesta publicat acum este aceasta, da? E de pe site-ul Agenției de Integritate, în care apare Lucian Micu, primar al municipiului Roman, incompatibil, în care exprimă și, uitați aici, perioada de interzicere. Dacă vreți la camera asta alta ca să o vadă și... Da? Perioada, da. Deci, noi nu ne-am... Dacă vedeți, în ultima rubrică, da? Zice și perioada de interdicție. Așa este. Da? Ei, eu... 2023. Eu, având aceste informații, pentru că ele erau un lucru, definitivarea listei pe AIEP,
și dată de la Agenția Națională de Integritate. Eu știind acest lucru, am avut o discuție foarte sinceră și corectă cu Lucian. Și am spus, Lucian, nu poți candida în fața unor evidențe juridice, pentru că nimeni nu-și va permite să încalce o hotărâre a înaltei curți de casație și justiție și nimeni nu-și va permite să respingă un comunicat oficial de pe o agenție națională a statului care are competență în a anunța incompatibilitățile și conflictele de interese, precum există. Și interdicțiile. De asta există. Corect. Și am spus așa, dar putem găsi soluții. Eu îți propun să rămâi în echipa PNL, unde te-ai format și care ți-a dat cele mai mari satisfacții. Și în politică, și în administrație. I-ați oferit ce? I-am oferit funcția de city manager. Deci, cumva tot în aceeași... Da, în administrația locală. În administrația locală. Pentru că nu numai că am ținut la el ca om, dar am considerat că are și competența să poată să facă acest lucru. Și am spus, și proiectele începute de tine, aici la Roman, care sunt proiectele mele, practic, și a PNL-ului, dar pe care tu le desfășori în continuare, tu să le gestionezi, să le duci mai departe. De pe poziția de city manager. Bun. Dacă nu vrei asta, că spui, domnule, dar nu vreau să mă întorc în primărie poziția 2, când eu am fost poziția 1, că orgoliu și curiozitatea a mâncat capul la pisică. Atunci, o funcție de pe care te poți afirma în continuare cu competența și profesionismul tău, o agenție sau o deconcentrată județeană în care crezi că te poți plia cel mai bine și în care poți acționa. Deci la local, la județean sau dacă nu, o funcție înaltă la nivel național, guvernamentală. A spus că nu mă interesează decât asta și cu riscul de a pierde, deci eu tot ce vă spun aici vă spun adevărul. Voi candida. Și am zis, bun, în general, să știți că în religia noastră creștină sunt considerate foarte multe păcate de capăt. Da. Dar se spune că Mântuitorul pe toate le poate ierta, numai unul singur nu iartă. Știți care e? Mândria. Mândria. Așa este. Mândria, ăla nu-l poate ierta, deci peste ăla nu trece. Când te consideri deasupra tuturor, atunci ți se arată cât ești de mic. Deci considerați că e vorba de mândrie. Da, orgoliu, orgoliu. Aici este orgoliu de acum. Pentru că eu am venit și am discutat foarte multe lucruri și răspunsul mi-a confirmat acest lucru. Că le-am zis, eu cred că dacă tu rămâi în echipă și accepți una din aceste poziții pe care ți le ofer, nu decorative, ci de implicare și să-ți dovedești în continuare competența, da. Vei crește foarte mult în aprecierea colegilor și colegii te vor aprecia. Și el atunci mi-a spus următorul lucru. Pentru prima dată în viață nu-mi pasă de echipă, îmi pasă doar de mine. Atunci m-a descurajat. Atunci am zis, îmi pare foarte rău că după atâta timp aud acest lucru. Mi-au dat lacrimi, efectiv. Lacrimi fizice. Da? Pentru că el s-a ridicat, a scos cheia din el de la sediu și a strâns mâna. Sper să avem o relație umană corectă și pe mai departe. Lucru pe care l-am confirmat și îl vom avea. Dar pentru că așa sunt eu păcătos și spun adevărul, trebuie să spun acest lucru. Și ne-am despărțit într-o despărțire amiabilă, dar cu inima ruptă. Așa s-a întâmplat. În acel moment, suntem pe poziții diferite. Mă doare un lucru. Deci acesta m-a durut foarte mult când s-a afirmat nepăsarea față de echipă și că în momentul de față nu mai contez decât eu. Și al doilea lucru care m-a durut, că după amiază s-a afișat cu PSD-ul și și-a anunțat candidatura. Chiar dacă avea în plan acest lucru, meritam ca și camarad și coleg să-mi spună. Meritam. El mi-a spus că va merge, va sta, va gândi. Am aflat chiar mai multe din interiorul PSD că aceste discuții erau începute cu 3 luni în urmă. Acum, există peste tot, să știți, o dreptate divină, pentru că lansarea unde s-a făcut, știți? În curtea episcopiei. În grădinile episcopiei. Aghiuța Arsenie a pătruns în raiul pământesc. Lăsați-mă să... Nu, dar eu vorbesc o pildă, da. Da. A pătruns în raiul pământesc, în grădinile arhiepiscopiei, un loc care trebuie să fie curat, sfânt și neîmpietat de acțiunile lumești care au ca o ecrescență politicul care nu e una din activitățile cele mai curate. Și atunci s-a mers în aceste grădini. Numai că nu s-a putut suporta această împietate și am asistat la a doua izgonire din rai.
Prima a fost a lui Adam și Eva, și a doua a fost izgonirea care s-a întâmplat, pentru că a doua zi a apărut decizia Anii. Deci avem o dreptate divină în momentul când forțez. Și mie vă spun sincer, îmi pare rău că biserica a fost atrasă în acest lucru. Biserica trebuie să rămână acolo, într-un tur de fildeș, foarte cristalină, foarte curată, foarte verticală, nepărtinitoare, în care să fie egală pentru toți deopotrivă și pentru fiecare în parte. În momentul în care te poziționezi, pierzi o parte din crederea oamenilor. Biserica trebuie să fie într-o corelație echidistantă și într-un echilibru. Ea trebuie să rămână stâlpul de încredere a oamenilor. Pe primul loc în încredere, și ați văzut că a fost biserica, în ultimii ani a căzut. Acum pe primul loc e armata în încredere a oamenilor. Încă. Eu consider că totuși biserica trebuie să fie pe primul loc, pentru că divinitatea... Știi cine e pe ultimul loc? Politicul. Păi eu ce am spus mai devreme? Și atunci veniți la cuvântul meu când bași pe necuratul în zona divină, că divinitatea își arată forța și nu suportă acest lucru? Iată că mă confirmați acum. Deci eu de asta am spus, nu trebuie să intrăm în zona aceasta. E o zonă, este o vorbă din bătrâni. Nu te juca cu cele sfinte. Și o respect cu credință. Mai este o vorbă din bătrâni care spune: fă-te frate cu dracu până treci puntea. Nu accept. Dați-mi voie. Eu mă dezic de ea. În momentul când te-ai făcut frate cu dracu, nu ești frate până ai trecut puntea. Îl porți în cârcă toată viața. Ai de ales. Dumnezeu nu acceptă și divinitatea și în pietatea. Dumnezeu acceptă sacralitatea în conceptul propriu și total al cuvântului. Ori ești cu Dumnezeu, ori nu ești cu El. Haideți să ne întoarcem, nu știu, să zic vreo 12 ani, 14 ani, 16 ani în urmă și spuneți-mi, vă rog, o singură perioadă, dacă reușiți, în care culoarea politică de la Roman să fie aceeași cu culoarea politică de la Consiliul Județean. Parcă n-a fost. Ba da, a fost odată? Atunci când am făcut biblioteca, când am făcut muzeul de istorie, cum n-a fost când era domnul Pruteanu președintele Consiliului Județean și eram primar. Da, atunci s-a făcut biblioteca municipală, care o admiră toată lumea din țară, că noi romașcanii ne-am învățat trecând mereu pe lângă ea. Atunci am avut ajutor pentru parcul municipal, finanțare. Atunci s-a cumpărat casa Falcoianu, care o luase proprietarii cu banii Consiliului Județean. Cu Consiliul Județean. Deci a fost momentul ăla. În momentul ăsta putem să spunem că domnul Micu a mers pe ideea, mă frate, știi ce? Hai să fim aceeași culoare. Da. Mă sacrific. Știți cum se spune asta? Până la urmă, în toate există și o demnitate și o decență. Pentru că dacă eu nu mă împac mai bine cu vecinul, nu pot să zic hai să trăiesc și cu vecina ca să fiu mai prieten cu toată familia. Adică e vorba de unde duci relația de umanitate și prietenie până la relația de împietate și lipsa onoarei și decenței. Deci lucrurile trebuie privite în lucruri diferite. Eu să aibă onoare față de partid și față de cei care l-au ales. Dar cine te-a propus echipa? Nu. Aici aveți o formă, zic eu, o chestie deformată de analiză. Este o echipă care te-a susținut, este o echipă care ți-a votat toate proiectele în Consiliul Local. Da. Păi dacă n-ai obligație față de partid, atunci Consiliul Local poate vota și împotriva ta ca primar să nu susțină proiectele. Așa ar și trebui. Nu, n-ar trebui. În momentul în care primarul are o culoare politică și o majoritate, împreună analizează proiectele și împreună își susțin, așa cum s-a întâmplat mereu, proiecte corecte și oneste pentru comunitate. Pentru că altfel intrăm într-o luptă internă, iar comunitatea pierde. Se face varză totul. Eu ce am văzut în Consiliul Local până acum, nu vreau să vă contrazic, dar le-am filmat pe toate. Împreună cu colegul meu, cu Ciprian, am fost la toate consiliile locale. Și proiect de hotărâre de Consiliul Local propus de primarul municipiului, cine este pentru? Păi toate aceste ședințe și proiecte, ce nu știți dumneavoastră, interiorul de la noi, toate aceste proiecte de pe ordinea de zi, consilierii se adunau împreună cu mine la sediul Partidului Național Liberal, că-s consilier PNL, și împreună luam punct cu punct, analizam și stabileam ce merge, ce nu merge, care nu merge. V-ați supărat că a desființat sportul local? Păi prin hotărârea de Consiliul Local s-a făcut. A fost o chestie intempestivă, nu știam, eram la București, am fost sunat. Și unul din consilieri m-a sunat foarte supărat și eu s-a și abținut, deci n-au votat în unanimitate. Atenție. Nu țin minte. Domnul Bogdan Andrieș, vă dau și exemplu cine a fost. Da. Da. Care s-a, și care în perioada următoare va căpăta un atribut la primăria Roman și care va avea o sarcină din partea Partidului Național Liberal să readucă sportul și împreună vom ajuta să refacem stadionul Moldova. Sigur că se poate. Sigur, cum să nu se poate? Păi înființăm.
Cum să nu? Dar ce, echipele n-au existat de la Adam și Eva. Ele au fost înființate de oameni pe parcurs. Nu sunt lucruri făcute prin minune divină, sunt lucruri făcute prin lucrare umană. Și tot ce e făcut prin lucrare umană, ce omul desface, omul poate face. Numai ce poate face Dumnezeu, nu poate desface omul. Și atunci lucrurile astea pot intra într-o nouă linie. Dar după ce am avut această discuție și ați văzut aceste lucruri, ați văzut ce a apărut pe site-ul Ani. Mai departe, eu vreau să vă prezint aici un lucru pe care eu l-am arătat. Venit de la președintele Autorității Electorale Permanente. Am mai venit cu hârtie. Aduceți-vă aminte când arătam proiectele în televiziuni. Iată proiectul. Vorbim de proiect. Eu sunt omul cu argumente. Eu sunt la bază profesor de matematică. În matematică nicio afirmație nu are valoare decât axiomele, dacă nu are în spate argumente și demonstrații. Când le arăți oamenilor, e foarte clar. Ne uităm aici și spune foarte clar că, conform legii 115 cu modificări și completările ulterioare, biroul electoral de circumscripție pentru alegeri locale din anul 2020 și instanțele judecătorești urmează să stabilească, de la caz la caz, cu privire la incidența eventualelor decăderi ce decurg din incompatibilități sau conflicte de interese constatat în condiții legii 176/2017 cu modificările și completările ulterioare asupra eligibilităților persoanelor care își depun candidaturile la alegeri locale din anul 2020. Am subliniat cu roșu. Putem să traducem paragraful, da. Să o hârtie, da, vă rog, chiar țineți-o dumneavoastră hârtia asta. Hai că unde să o așez aici. Este acolada cu roșu făcută. Da? Mulțumesc. Ei, vedeți că și aici sunt toate, să vă traduc, nu? Da, vă rog, pentru că e limbajul ăsta pentru... E limbaj legislativ, e firesc să fie așa. Am vorbit și cu domnul prefect ieri, cu domnul Lazar, ieri și a zis că câteodată am impresia aici din emisiune, zic, m-a zăpăcit omul ăsta că n-am zis nimic. Că e un limbaj anume pe care... Acum, eu nu vreau să spun, dar eu de asta am și făcut facultatea de drept ca să pot să măcar să înțeleg. De ce o fac așa totul? Sunt niște termeni consacrați, dreptul vine din antichitate. Nu l-am înființat noi acum. Așa e. Da? Acest drept are niște uzanțe, are niște termeni care au intrat și au fost consacrați. În respect de tot ceea ce au făcut înaintașii și de evoluția dreptului, izvoarele dreptului, păstrează, dacă vreți, o anumită sintagmă. De aceea este și expresia să facem totul în litera și spiritul legii. Așa e. Da? Și acum vă traduc ce spune aici. Aici spune foarte clar Autoritatea Electorală Permanentă că în urma comunicărilor pe care le fac Ani, da, comunicare pe care o face Ani, care o avem de ieri, birourile electorale de circumscripție, constatând incompatibilitățile și conflictele de interese, da, vor decide candidatura sau neposibilitatea de a candida a celor care doresc să fie aleși. Deci, indiferent de ce spune, la final, totul ține de biroul electoral. Da, biroul electoral central, dacă se depune, nu. Ținești de instanța de judecată pe urmă. Nu am vrut să vă spun că nu ține numai de. Adică, în momentul în care se depune o candidatură, membrii biroului electoral de circumscripție, în baza legii, trebuie să decidă, pentru că acolo sunt juriști. Trebuie să decidă într-un fel sau altul, să valideze sau invalideze. Dacă decizia becului nu este conformă legislației, este calea de atac în 24 de ori în instanța de judecat. Merită o funcție de primar toată bătaia asta de cap? Părerea mea că nu. Eu am și spus-o. De asta am venit cu situații alternative, pentru că aici știți ce se întâmplă practic. Aici intri într-un conflict cu legea în care, și vă mai spun un lucru, început să mă întrebați vis-a-vis de susținerea PNL-ului pentru Lucian Micu. Da. Noi am avut susținerea PNL-ului pentru Lucian Micu până în ultima secundă. Dar noi nu am putut să facem abstracție de ceea ce spune legea. Gândiți-vă că Partidul Național Liberal s-a bătut cu Dragnea și cu PSD-ul în Parlament, când el era președinte și când au vrut să mutileze codul penal, codul de procedură penală, modificarea legilor ANI, AIEP, astfel încât să schilodească legea și să toți corupții să fie albiți. Partidul Național Liberal, împreună cu colaboratorii noștri din Parlament, vă dau exemplu, USR, PMP, ca da, să fiu corect, ca să vedeți că nu puteam singur. Noi am inițiat și am condus. Am susținut și am reușit, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu vreo lună și ceva, Partidul Național Liberal a inițiat și în sfârșit PSD-ul a cedat ca toate cele proiecte de legi
care erau pe masa biroului permanent. Eu știu acest lucru că fiind chestor a Camerei Deputaților, sunt membru în biroul permanent al Camerei Deputaților. Ce înseamnă biroul permanent al Camerei Deputaților? Funcția, forul de conducere a Parlamentului. Cum e Consiliul de Administrație într-o instituție, cum e Consiliul de Administrație sau Adunarea Generală într-o societate comercială, a Parlamentului este biroul permanent. Eu fiind membru în calitate de chestor acolo unde suntem 11 oameni în acest for de conducere, cunosc lucrurile acestea, pentru că noi le-am propus și noi le-am introdus pe ordinea de zi. Și ce am reușit? Noi, Partidul Național Liberal, împreună cu susținătorii noștri cu care am format majoritatea, ca toate aceste proiecte de lege care la dorința PSD-ului ar fi venit să mutileze codul penal, codul de procedură penală, legislația în vigoare, codul administrativ, legile de funcționare a AIEP, legile de funcționare a ANI, să le introducem pe ordinea de zi, să le respingem. Și am reușit să facem acest lucru. Adică am făcut curățenie. Am spus-o. PNL-ul fiind cei care au inițiat și vioara solistă. În momentul în care noi am făcut acest lucru, noi nu puteam acum să venim la Roman, da, și să susținem un candidat declarat incompatibil printr o hotărâre definitivă și irevocabilă a înaltei curți de casație și justiție. Discuții, vă mai dau din casă un lucru. Dați-vă rog. Eu să înțelegeți că în toată această perioadă am purtat discuții în mod ritmic și într-un ritm destul de dens cu președintele partidului, Ludovic Orban. Da. De câteva ori mergând cu Lucian Micu de mână la președintele Ludovic Orban. Și președintele a spus întotdeauna: Lucian, îmi ești drag ca om, te apreciez, dar Partidul Național Liberal nu poate să încalce niște principii pe care le-a susținut. Și îți dau exemplul meu, Lucian, i-a zis. În momentul în care asupra mea a planat o situație de neîncredere, o situație de incompatibilitate cu criteriile de integritate ale partidului. Eram candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar a capitalei, da, am făcut un pas alături. Pentru că problema nu s-a rezolvat până în toamnă, când au fost alegerile la parlamentare și eram pe listă să candidez ca parlamentar, eu, Ludovic Orban, la alegerile parlamentare, am făcut un pas alături. Deci am renunțat și la candidatura de primar, am renunțat și la candidatura de parlamentar. Mi-am demonstrat sau am așteptat timpul să-mi demonstreze nevinovăția sau să-mi expire incompatibilitatea cu criteriile de integritate și am ajuns președintele partidului, am ajuns prim-ministru, vom candida împreună, vom câștiga alegerile în România și vom conduce România 2021-2027 în Reclădim România, un proiect a primului ministru Orban și a președintului Klaus Iohannis. Un proiect ambițios susținut de Comisia Europeană. Trebuie să înțelegi și tu că Partidul Național Liberal nu poate să facă abstracție de acest lucru de dragul doar a unui om. Respectând aceste criterii, le respectăm pentru toți deopotrivă. Dar tu vei rămâne camaradul, colegul nostru și vei avea sprijinul nostru, dar trebuie să înțelegi aceste lucruri. Deși Lucian a rămas pe gânduri, a reflectat, se pare că până la urmă orgoliu a fost mai mare decât de a candida, a fost mai mare decât toate aceste discuții pe care le-am purtat. Eu, președintele Mugur Cosmanciuc, senatorul Eugen Țapu, președintele Ludovic Orban, secretarul general Sighear Tău. Deci am avut discuții, au fost încercări, am căutat într-adevăr să ajungem într-un liman acceptat de către toți. Dar din domnule, s-a spune în continuare că l-ați părăsit. Păi, dar eu am plecat din PNL și am rămas în PNL și am părăsit? Ieri, nu? Parcă așa a spus ieri în conferință. Nu, dar eu vă întreb, haideți să mergem un pic pe... Eu cred că logica, raționamentul, trebuie să fie deasupra aparențelor. Și eu vă pun o întrebare. Eu, Laurențiu Leoreanu, membrii echipei Partidului Național Liberal, suntem aici, în Partidul Național Liberal Roman. Am plecat vreo unul dintre noi sau Lucian Micu a plecat din PNL? Întrebare. La asta ați putea să-mi răspundeți? A plecat el, el. Deci noi n-am părăsit. Deci Lucian Micu a fost dorit de echipă, a fost respectat de echipă.
Vreau să vă spun că oamenii, când s-a aflat ce s-a întâmplat, că după ce a avut loc anunțul de la grădinile Arhiepiscopiei, am avut o ședință cu toți colegii, era firesc să discutăm. Vreau să vă spun că a fost o dezamăgire totală, pentru că foarte mulți oameni de echipă l-au respectat, l-au îndrăgit, au lucrat cu el, l-au avut aproape. Adică am văzut oameni care practic erau goliți. Erau oameni care practic descărcaseră energia la masă. Erau oameni care erau dezamăgiți, dar toți în cor au spus: rămânem bloc, rămânem echipă, mergem mai departe. Dacă el a ales drumul ăsta, noi avem drumul nostru. Ce faceți dumneavoastră, ce face Partidul Național Liberal în momentul în care, haideți să facem așa o chestie fantezistă cumva, în ultimă instanță câștigă? Cine? Lucian Micu. Ce? Posibilitatea de a candida, că tot ce s-a întâmplat până acum nu e valid. Vine Biroul Electoral Central cu instanțe de judecată și cu tot ce trebuie și decid că s-a mai întâmplat. Ca nu. Primari aflați în incompatibilitate. Nu prin... S-a întâmplat, dar nu care au decizie întoarcă. Finală și irrevocabilă în alte curți. Se pare că în România nimic nu e irrevocabil. Bun, dacă ajungem acolo, înseamnă că am intrat într-o anormalitate, într-un haos, măcar din punct de vedere juridic, dar eu nu cred că se va întâmpla și vă spun de ce. Pentru că foarte mulți juriști, cu poziții diverse în palierele justiției. Da. Da, înțelegeți ce vreau să spun. Adică jurist, consul, avocat, judecător, da, procuror, au fost foarte dezamăgiți de acea hotărâre care s-a dat de Consiliul Local. Și au spus: domnule, nu poate o hotărâre de Consiliul Local să bată o decizie în alte curs de casație și justiție. Și atunci l-a susținut. Atenție! A fost o altă chestie pe care mulți n-au înțeles-o. Consiliul de Municipal Roman trebuia să dea o hotărâre la solicitarea Ani vis-a-vis de incompatibilitatea lui Lucian Micu ca viceprimar. Ea nu avea forță să dea o hotărâre pentru poziția lui de primar. Aici lucrurile nu au fost exprimate. Deci, în calitate, pentru că el, incompatibilitatea și-a creionat-o, da. Și-a creat-o din funcția de viceprimar. El fiind viceprimar, era și consilier municipal. Da. Alegerea viceprimarului este de competența Consiliului Local. Consiliul Local se pronunță cu privire la incompetența viceprimarului. Deci Consiliul Local a dat o exprimare vis-a-vis de incompatibilitatea lui Lucian Micu ca viceprimar. Dar vis-a-vis de incompatibilitate, vis-a-vis de... Ascultați-mă ca să pot să fiu coerent. Vis-a-vis de efectele incompatibilității lui Lucian Micu ca viceprimar, avem ceea ce s-a produs în calitatea lui de primar, acolo unde are atribut doar instanța. Dacă am reușit să descălcesc un pichițele juridice. Mi se pare că mai tare, nu știu, mie, ce înțeleg eu? De asta nu înțelege toată lumea, de asta sunt juriști, că dacă le-ar înțelege toată lumea, s-ar judeca fiecare pe marginea drumului. De asta când este un proces, fiecare se duce la un avocat, pentru că nu poate să dezlușească. Deci, repet încă o dată, Lucian Micu a fost viceprimar, da. A creat incompatibilitate. Da. El a fost ales de Consiliul Municipal Roman ca să fie viceprimar. Da. Pe cale de consecință, Ani solicită punct de vedere Consiliului Municipal Roman să se exprime asupra incompatibilității viceprimarului Lucian Micu. Numai că incompatibilitatea viceprimarului Lucian Micu a creat efecte, da, pentru primarul Lucian Micu. Pentru că legea nu distinge că dacă ai fost incompatibil în funcția de viceprimar, tu nu mai poți să fii viceprimar. Tu nu mai poți să fii orice funcție electivă. Înțelegeți? Da, înțeleg. Și atunci, pe efectele care le-a transmis în poziția de primar al Lucian Micu, acolo competența este doar a instanței și nu a Consiliului Municipal. Eu cred că trebuie să am mai fost destul ceva, de clar. Pentru că văd că povestea se... Nu, nu, dar eu zic că povestea asta trebuie să o închidem aici. Atâta timp cât avem o decizie definitivă și irevocabilă și apare pe site-ul ANI. Când a fost dată decizia? A cui? În aprilie. Da, 2 aprilie. Ce se întâmplă în perioada în care ați spus că din momentul în care a venit decizia asta, dumneavoastră l-ați susținut și l-ați dus de mână și v-ați zbătut pentru el, toate aceste luni el a fost incompatibil. Nu, ca să fim corecți, l-am dus de mână și m-am bătut pentru ce? Ca să găsim o soluție pentru el, știind că el nu mai poate candida. Dar el era din aprilie, da, declarat incompatibil, da, de instanța supremă. Da.
Da. Și totuși v-ați străduit să-l mențineți în funcție, ca primar. Lucian Micu mai avea o acțiune în instanță. Ați semnat acte. Da, da, mai având o acțiune în instanță, până la pronunțarea ei, ultima cale de atac, el putea să mai dețină această funcție și până când îl demitea prefectul. Și prefectul, ăsta e efectul, demiterea prefectului. Tot de timpul ăsta că suntem... Nu, dar prefectul avea la dispoziție 6 luni să emită actul. Da. Conform legii. Da, e tot conform legii. De ce? Dar eu... De ce s-a tras de timp? Dar nu s-a tras de timp dacă ai 6 luni și a dat după 3 luni. Înseamnă că prefectul a fost în termen legal. Pentru că dacă el mai avea o cale și aștepta această cale de rezolvare, din păcate și această cale, care știți că a fost la Curtea de Apel, da, nu? Știți, cu toții, că a spus-o în presă. Și presa, chiar dumneavoastră, ați arătat că și acolo a ieșit decizia negativă. Da. Deci în momentul când a fost epuizată și ultima acea cale, prefectul a luat decizia. Ce înțeleg eu este că Partidul Național Liberal a încercat să-l țină și să-l aibă ca și candidat dacă s-ar fi găsit o portiță legală, mică, legală. L-ar fi avut candidat. Da. Da, l-ar fi avut candidat dacă el ar fi avut dreptul legal să candideze. Corect. Acum candidează pentru alții. Dacă poate. Dacă poate. Partidul Național Liberal nu l-a susținut, nu l-a mai propus candidat în momentul când s-a epuizat orice formă legală care să ne dea că Lucian Micu poate candida. Președintele partidului Ludovic Orban a spus din capul locului. Până la ultima formă în care tu cauți să-ți demonstrezi nevinovăția, te susținem. În momentul când s-a epuizat și ai fost declarat de către ani incompatibil, nu avem cum, că criteriile de integritate ale Partidului Național Liberal. Când anunță Partidul Național Liberal candidat? La sfârșitul acestei săptămâni. E joi. Da. Păi când? Mâine. Mâine, adică... vineri, sâmbătă, anunțăm candidatul. Mi-a zis că nu o să mi-l spuneți, dar eu îmi fac datoria ca să vă aud. Avem trei, că... avem trei... Sunt trei nume. Trei nume care se vehiculează. Dacă le zic... Nu le zic și vă spun de ce nu le zic. Pentru că toți trei sunt valoroși. Vi le zic după. Toți trei sunt valoroși. Toți trei sunt oameni ok. Dar pentru că din trei, nu pot candida trei, va rămâne unul, nu vreau să creez o poziție de inferioritate pentru ceilalți doi. Îmi respect colegii. Nu, nici vorbă. Sunt oameni prea înfipți aici. Uite, vă mai spun un lucru. Din păcate s-a arătat că transferurile politice nu sunt durabile. Se pare că deși corpul poate să te accepte, la un moment dat te extragi tu din corp. Se pare că sunt astfel de lucruri. M-am spus la început, când oamenii ar trebui să știe foarte clar cine sunt politicienii de stânga și pe dreapta, ei văd că sunt politicieni de sens giratoriu. Asta e situația. N-avem ce să facem fără a condamna, pentru că nu vreau să arunc o anatemă asupra nimănui. Aceasta este societatea. Societatea în general are, fiind balcanici, da, avem o trăire mult mai învolburată, cu sângele mult mai fierbinte, suntem mult mai pătimași și societatea are politicul pe care l-a pus ca exponent, ca să zic așa. Și am ajuns la început. Deci, exact ce spuneți la prima frază. Alfa și Omega. Aceeași. De aici plecăm. Lucrurile se vor așeza. Romașcanii trebuie să aibă încredere că vom veni cu un om corect, un om asupra căruia să nu planeze niciun fel de problemă legală, morală, un familist convins, deci astea sunt criteriile care le avem noi pe masă în discuție, da, un familist convins, un om care să fie respectat în cadrul echipei, pentru că echipa te susține și echipa va munci pentru tine și trebuie să te respecte echipa, un om care să aibă o imagine curată în fața electoratului, un om care să fi deținut anumite poziții, nu? Astfel încât să ai totuși o anumită competență și în plan administrativ. Și noi avem exemple aici în Roma, nu? Da, este și doamna viceprimar Roxana Iorga, nu? Este și actualul, care nu mai este membru de partid, prefect, Lucian Micu. Este și... George Lazar. Este și domnul Leonardo Chiriloae, care a fost 4 mandate la rând liderul consilierilor liberal din Partidul Național Liberal și care a susținut acolo. El a fost catalizator
realizatorul echipei, a fost directorul economic al Spitalului Municipal, este actualul ministru secretar de stat în Ministerul Mediului, care deja a deblocat în zona Romalui două proiecte mari care sunt blocate de când noi nu mai suntem la putere și a reușit să le blocheze. Vom avea din toamna asta finanțări foarte mari. Unul important, chiar poate da o veste pentru cei de la Gădinț. Eu am fost atunci când am făcut izdul pe Siret de partea Romalui și când întâlnându-mă cu gândințenii mi-au spus, domnul primar, primar fiind, gândiți-vă că dacă Siretul vine mare, practic aici vine într-o pâlnie în care un perete nu există. Corect. Și Rade Gădințu au avut dreptate și eu am venit și am propus studiul de fezabilitate care s-a făcut la vremea aceea. Studiul este făcut, dar s-a pus într-un dorsar și s-a închis. Ei, domnul Leonardo Chiriloae a scos acel studiu de fezabilitate pe masă. În momentul de față facem reactualizarea lui și vrem până la sfârșitul anului să intrăm și cu PTA anul următor să putem intra, să facem digul pentru oamenii care vor fi sortiți dezastrului dacă va fi o inundație cam la nivelul anului 2010. Da, e veste foarte bună. Da. Plus continuarea digului de la Drudeni Tămășeni, care a rămas neterminat. O investiție de peste 100 de milioane de lei. Deci vorbim de zeci de miliarde de lei vechi, înghețată și aia. Deci avem oameni pe masa de lucru, avem oameni cu care putem să discutăm, avem oameni competenți. Partidul Național Liberal are resursă umană. Iată, se vede că PSD-ul nu caută pe la alții. Dacă, știți, ca la o mașină, se face pană, schimbăm roata și mergem mai departe. Mașina PNL nu se blochează. Ea merge mai departe în drumul ei, pentru roman, pentru romașcan, pentru comunitate. Ultima întrebare și trebuie să închei. Vă rog. Timpul trece și mai ales când sunt chestii de astea. Vedeți că n-am evitat nicio întrebare. Am văzut și vă mulțumesc foarte mult. Niciodată n-ați evitat întrebările, ați venit mereu cu răspunsuri la tot ce am întrebat. Potrivit sau nepotrivit, în cunoștință. Oamenii judecă. Ei sunt până la urmă evaluatorul final. Vă bateți în momentul acesta ca partid cu alianțe. Da. În principal, da? USR Plus, PSD, PPU, ALDE, la Neamț, dar PNL-ul n-are alianțe. PNL-ul va face alianțe după alegeri. După. Vor fi alianțe de lucru pentru o comunități în dezvoltare, pentru o guvernare responsabilă, pentru a avea un stat de drept respectat, pentru a implementa programul președintelui Klaus Iohannis și a premierului Ludovic Orban, Reclădim România, un program ambițios în care eu, Laurențiu Leoreanu, de aici, de la Roman, prin poziția pe care o am acolo și acum să înțeleagă romașcanii, pentru că în momentul în care eu m-aș fi întors, s-ar fi închis foarte multe ferestre acolo. Laurențiu Leoreanu, în momentul de față, este membru în birou executiv național. Este vicepreședinte național a Partidului Liberal. Da. Este chestorul Camerii Deputaților. Membru în birou permanent al Camerii Deputaților și unul din primii 4-5 comunicatori ai partidului. În aceste poziții am încercat să joc mereu pentru comunitatea mea, Roman, pentru Roman Metropolitan, pentru Neamț și pentru Moldova. Și mulțumesc și președintelui Klaus Iohannis și mulțumesc și premierului Ludovic Orban că trei din proiectele mari pentru Moldova pe care Laurențiu Leoreanu le-a propus astăzi sunt în programul Reclădim România. 1. Autostrada 8, Autostrada Unirii, și vreau să vă spun că deja Partidul Național Liberal a mișcat lucrurile pentru că acest proiect era închis la Comisia de Statistică și Prognoză, care n-are abilități pe infrastructură. L-am transferat la Ministerul Transporturilor, care se ocupă de drumuri, de șosele și autostrăzi. Mai mult decât atât, pe segmentul de drum, acolo unde nu era comandat studiul de fezabilitate, am comandat studiul de fezabilitate și la începutul anului viitor, în ianuarie, vom avea studiul de fezabilitate pe segmentul de drum pentru care nu aveam. Pe segmentul de drum pentru care era studiul de fezabilitate expirat, s-a comandat reactualizarea lui, așa încât în prima parte a anului 2021 vom avea studiul de fezabilitate de la Ungheni, Iași, Târgu Neamț, Ditrău, Târgu Mureș, știind exact pe unde va trece drumul. Noi în acest moment știm doar aceste repere, dar nu avem o trasabilitate geostrategică pentru această autostradă. Asta o vom avea datorită Partidului Național Liberal la începutul anului. De asemenea, știți că eu am fost purtătorul de proiect, inițiator pentru autostrada A8, comunicatorul în Parlament care la tribuna Parlamentului a susținut acest proiect, am reușit să-l trecem în Parlament și am fost conducătorul delegației la Cotroceni atunci când s-a făcut promulgarea. Și am susținut la nivel politic acest proiect, alături și de alți colegi de alte partide, pentru că vedeți că încerc să fiu corect. Dar am fost promotorul și am introdus acest proiect și am introdus și termenul de realizare din 2021, 7 ani.
Să ne ajute bunul Dumnezeu să-l facem. Că atunci am deschide Moldova către vest. 2. Spitalul regional de la Iași. Un spital după modelul AKH de la Viena. Un spital de peste 1200 de paturi, dotat la ultimele dotări și standarde europene. Da. Și a fost, să ne aducem aminte, pentru că PSD-ul a promis 8 spitale regionale. Nu că n-a făcut din cele 8 niciunul. Nici măcar n-a făcut vreo documentație sau să semneze un contract de finanțare pentru vreo unul. PNL-ul și-a propus 3. Unul la Iași, unul la Cluj, unul la Craiova. Toate 3 contracte de finanțare deja sunt semnate, adică suntem la guvernare cu Comisia Europeană, dar primul semnat și cea mai mare sumă pentru un spital regional este cel de la Iași. Și am mulțumirea asta un alt proiect pentru care m-am bătut. Iar al treilea, pentru care și aici am mișcat ceva, este canalul Siret-Bărăgan. Acest canal este foarte important pentru Moldova din 3 puncte de vedere. 1. În primul rând că asigură un debușeu, asigură o supapă de siguranță pentru perioade de calamitate, de inundații, atunci când albile râurilor, Moldova-Siret, devin supraîncărcate și nu pot descărca deversând, ci producând inundații. Am avea acest canal care creează un debușeu și am putea avea supapă de siguranță. 1. 2. Am putea avea un transport ușor, pe barje ușoare, de mărfuri și materiale către partea de sud. Și 3. Am asigura apă pentru irigații, pentru grânarul României Bărăganu, care în momentul de față este irigat într-o suprafață foarte mică, din Dunăre, din Dobrogea, atenție, prin 6 repompări, adică cu un consum electric pentru care producția nu acoperă consumul. Ori aici am avea apa adusă gravitațional, corect, care vine liberă. Iată ce impact ar fi pentru Moldova, pentru România. Lucrurile trebuie să le gândim într-o viziune mai largă, pentru că aceste șantiere deschise la noi ar însemna societăți, firme care lucrează, locuri de muncă asigurate, dezvoltare pe orizontală cu parteneri, agenții economici, infrastructură care se relansează, atragerea de investiții în zonă. Deci ar însemna o deschidere majoră de perspectivă pentru Moldova, pentru neamț, pentru roman. Lucrurile trebuie gândite într-o perspectivă și cu o viziune. Vreau să vă spun că toate aceste 3 proiecte au fost la solicitarea mea introdusă în Reclădim România. Și le voi urmări și voi fi atent. Iată de aceea, acum, când am această posibilitate, trebuie să o joc la București. Pentru că dacă nu suntem acolo să susținem, să știți că Ardealul este foarte unit și își susține proiectele. Sudul și el are, mai ales cu zona Olteniei, cu zona, are niște oameni care sunt foarte bătăioși și se bat acolo. Deci asta dacă moldovenii n-au și ei câțiva oameni care să lucreze și care să fie mereu prezenți în acest malaxor al proiectelor și al alocării banilor, atunci va fi greu pentru Moldova. Și știți că an la rând ne-a fost greu. Menirea mea este acum să joc acum pe acea poziție. În momentul în care se va ivi posibilitatea și va fi un moment de retragere, mă voi întoarce la roman. Nu neapărat ca primar. Pot să fiu un consultant, că oamenii hotărăsc. Pot să fiu un consultant bun, pot să fiu un sfătuitor bun. Pot să fiu, există un pentru know-how, că există o... Eu aveam posibilitatea să mut domiciliul, să mut familia din roman în orice altă parte a țării, acum cel mai simplu mi-ar fi la București. Niciodată nu voi pleca din orașul meu. Aici m-am născut, aici trăiesc, pentru el muncesc și aici am să fiu îngropat. Îmi iubesc orașul, îmi iubesc romașcanii și tot ce fac, fac în respect pentru ei. Știu că nu toți mă pot iubi, știu că nu toți mă agrează, dar avem măcar o singură obligație, să ne respectăm. Și respectându-ne, ne respectăm orașul. Așa că nu pot să zic decât de unde am plecat cu credință în Dumnezeu, Dumnezeu să binecuvinteze romanul și pe romașcani. Domnule deputat, vă mulțumesc foarte mult și pentru încheiere care a fost foarte, foarte frumoasă. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația și că m-ați răspuns la toate întrebările. Sper să ne vedem în curând la altă ediție a discuțiilor despre roman. Toate bune tuturor! Toate bune tuturor!